Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video cu Hitman 3. Pentru că am văzut că v-a plăcut foarte tare ultimul clip cu Hitman și a zis: băi Bob, dar mai fă niște clipuri cu el, că jocul e destul de tare și ar trebui să mai faci ceva, pentru că are niște misiuni destul de mișto în plus și ar fi păcat, știi? Și am zis și eu: bă, chiar mă gândeam să mai facem niște clipuri cu el și am zis că vreau tare neapărat să încerc un anumit tip de misiuni. Avem astea de aici, desigur, care sunt destul de interesante, dar sunt anumite misiuni pe care eu vreau neapărat să le încerc, și anume Sniper Assassin Mode. Vreau să văd care-i faza cu Sniper Assassin și să vedem ce posibilități avem. Și mai mult, dacă îl place genul ăsta de video-uri cu Hitman, știți foarte mult ce să nu uitați, dați like acolo și ar fi super, super drăguț. Iar data viitoare să încercăm contracte pe care le mai găsim să le facem. Data asta încercăm ăsta Sniper Assassin, să vedem care-i treaba. Dar data următoare încercăm contracte să... pardon, să ne mai frișăm. Oh, ce, în Siberia? One of the harshest climates on the planet. Your destination is the privately owned Perm 14 prison facility. Bine că au și poveste cât de cât. Ok. Here, you're tasked with the elimination of Vitali Reznikov. Reznov, aproape Reznov de noi. Yo, what the fuck, Putin? Was suspected political ties. Roman Kabko has been a prisoner at Perm 14 for the past decade, but has functioned more as a second in command than a prisoner. Dude, what the fuck, oh, now he wants out and has offered Reznikov a bribe to facilitate an early release. Jesus. Scheduled to take place today. Kabko's offer comes at an opportune time for Reznikov, as investigations by the United Nations Human Rights Council are underway. A string of recent news articles has exposed violence and even murder as everyday occurrences in Perm 14. Oh. Our client suspects that Kabko's release could cause serious diplomatic issues. Both targets must be eliminated, along with Reznikov's mercenary guards. Oh, there's Gajir, the Siberian Tigers. Note that the prison's regular guards are not sanctioned targets. Okay, deci aia nu trebuie să omorăm, super. A riot is brewing in the prison, which could be used to our advantage. Since our client has asked we eliminate the targets clandestinely, you will need to find a way to set the riot off and use it as a cover for the elimination. Să tragem un alarme și chestii. De-aia mă stare curios cum e genul ăsta de misiune, adică știu că am încercat doar o dată, dar n-am prins mare brânză din el. I will leave you to prepare. E că știu că n-ai voie să te infiltrezi toate alea, adică doar posibilitatea să te folosești de faptul că tragi în anumite chestii doar ca să activezi niște alarme și porcării și toate alea. Ok, hai să dăm tare. Pare destul de interesant totuși, chiar pare destul de mișto. Așa, acum putem vedea dacă... asta nu știu dacă e din Hitman 3 misiunea asta, s-ar putea să fie din 2 sau din 1, deci probabil vom vedea dacă s-a îmbunătățit grafica puțin. A, deci nu folosește jocul vechi, ci pur și simplu îți dă jocul nou cu refacere aici. Ok, asta e zoom-ul. Nu știu cum schimb tipul de glonț. Asta e o treabă, știi? Ok, ăla ar trebui să-l eliminăm. Ăia trebuie să-l eliminăm. Uite, ăla putem să-l eliminăm. Nice. Very clever, 47. They will not discover the body there. Bun. Să-l prind pe bobița asta aici care stă lejereanu așa departe de... mamă, dar și au ăștia niște capsane. Ok, unul acolo e garantat. Deci să-i aștept pe ăștia să stea la margine încât să mă asigur că pică undeva unde nu-i vede nimeni. Și mă aștept să vedem cum pornim... Ok, ăla s-ar putea să fie văzut acolo. Așa că o să trebuie să o mișc relativ repede. Ok, unde-s toți? Ok, am pornit revoluția. Perfect, 47. That seems to have started the riot. It should help cover our tracks and hide any bodies in the rioting crowd. Nu-l văd pe ăla. Roman Kabko looks to be violently punishing another prisoner. It's not pretty. Dude, mori! Ai, un copac și nu puteam să trag. Ok, unde-i?
That is Roman Capco. Nice. 47, someone's on to you. 47, targets are evacuating. Secure any remaining primaries now. 47, the warden is on the move. He's heading for an exit. Așa, hai că am dat câteva restarturi pentru că, na, mai și greșești. Ce nu reușesc eu să înțeleg eu aici, e cum schimb tipul de glonț. Ok, de pe X. Wall piercing, shockwave. Deci mie îmi trebuie wall piercing în anumite momente, o să am nevoie. Ok, ăla bobiță de acolo îl putem scoate primul, jap. Credeam că nu mai ajunge la el. What are you up to, 47? Ah, nu vrei să știi ce vreau să fac, domn Burnwood, domn Miss, sau nu știu cum ar trebui să zic. Nu-i contează. They will not discover the body there. Jap. Mare somnifer și ăla de aici nu face nimic, ăsta de aici așa, boom. Atât. Ăla de aici trebuie să mă asigur că nu ies băieții de acolo. Yo, what the fuck, bro? Ok, nu mai are rost acum, deodată ce au ieșit ăia de aici. Mă, puteam să trag într-o de aia, să-l fac să-i se pice în cap o chestie, dar nu zic, nu. Și acolo-s doi. De-aia că trebuie să am grijă. Oare trebuie să trag prin perete? Aș încerca un glonț de ăla care să meargă prin perete sau ceva. Ok, aia se mișcă de acolo, azi din că trebuie să elimin, nu pot să le elimin de acolo, că nu o să fie idee prea grozavă. Ok. Pornim riot-ul, dacă tot... That seems to have started the riot. It should help cover our tracks and hide any bodies in the rioting crowd. Uite de acolo. They're adding guards from the security tower to help quell the riots. Ok, acolo vă că zic la grămadă. Ideea e cum îl oprea la grămadă. Asta. Flames erupt in the west building, 47. Anyone caught in the flames will not survive. Hai. Fuck. Mai scădem puțin din score. Wait, what the fuck? Dude, încercați să nu mai găsiți corpurile alea, please. Worker camp security is joining the fight against the rioters. O să-i găsească pe aia. That is Vitali Red. Fuck. 47 code red. Everyone is evacuating. Mama. 47 Roman Cadco is making a run for it. Stop him before he gets Holy away. Shit, chestia asta e genială. Ok. Ok, practic încerc chestia asta de câteva ori, adică să știți că e destul de greu. Nu e așa de simplu pe cât credeam. Aparent genul ăsta de misiune nu se face așa de ușor. Te mai întâi să scăpăm de gardieni. Pentru că gardienii ăștia vor atrage atenția foarte, foarte, foarte tare. Ideea e că nu știu exact dacă pică undeva, pică benefic. Dacă te duci aici. Ok, nu vede nimeni acolo, perfect, perfect. E target hidden. Perfect, 47. That seems to have started the riot. It should help cover our tracks and hide any bodies in the rioting crowd. Ok, asta o să fie nașpa. Dude, păi vreau să... Vreau să elimin mai mulți. Așa-ți cu minte. Așa-ți cu minte. That should be hidden well enough for the time being. Oh, fuck. Încerc să văd dacă e ceva potrivit. That's impressive, 47. Oh, fuck. 47, they're beginning to suspect something. Unusually noisy, 47. Shush. 47.
They will not discover the body there. Fuck. Worker camp security is joining the fight against the rioters. Well done, 47. I'm tracking 10 remaining targets. Mă, dar ăla n-a picat, fii atent că ăla n-a picat de acolo. That is Vitali Reznikov, corrupt warden here at the PERM 14 prison facility. Nice. That's Vitali Reznikov taken care of. Well done, 47. I did not see that coming. Well done. Nice. 47, Roman Cabco is changing out of his prison clothes. Nope. He's getting ready to leave the prison. Nu scapă nimeni. Roman Cabco eliminated. Good work. Good work, 47. We're down to 5 remaining targets. Out of sight, out of mind. 47, the targets are leaving nu the contează, area. Nu contează, mai sunt 3. Dude, fuck. That was quite the explosion, 47. Oricum îi prindem pe altă direcție, nu e asta o problemă. Oh my god, l-a scăpat. What? Ok, unul mi-a scăpat, asta e puțin aiurea. Ăla nu știu ce face acolo. Se plimbă super încet. That's the last target eliminated. Nice. Good work as always, 47. The riot should cover our tracks perfectly. Cred că mai facem una. O să mai facem încă o misiune de genul ăsta. Dar destul de mișto ăsta cu sniperele. Cred că o să facem pe aia pe care voiam. Am avusesem un demo odată. Asta pare chiar destul de fain. Deci știu câte opțiuni aveam. Dar l-am prins pe ăsta. L-am prins pe bobiță încercând să se ascundă. Ok, score multiplier. Dar să folosim mai multe chestii. Apoi am putea să-l facem până să cadă în d-astea. Ok, era așa cu baterie. Ok, ok. Putem să alegem altă misiune, asta așa, exit to main menu. Ah, de asta dat-o pe Sniper Assassin să vedem mai multe chestii. Hai să vedem, deci din nou, game mode, Sniper Assassin, hai să facem pe asta. Asta cred că era prima misiune de genul ăsta și vreau să văd, avem 3 ținte plus gadget. Good afternoon, 47. Ok. The wedding ceremony is about to begin with Lang and his daughter arriving shortly by car. Oh. It is expected that they will proceed directly to the open area where deci the groom priest is waiting, along with all the wedding guests. Guillaume Maison has been on site all day, deci preparing Guillaume. The wedding details and entertaining guests. I expect he will also attend the ceremony. Doris Lee is en route via helicopter. My intel suggests she will not be watching the bride and groom exchange vows, but do keep a lookout anyway. Okay. We are working within a limited window of opportunity here, 47. We expect the targets to stay for no longer than 15 minutes. Deci 15 minute avem la dispoziție, boys. Deci n-ar trebui să ne grăbim, practic. Trebuie să luăm încet și sigur. Și deja am tras pe lângă. Mai am să trag una că ăla spice în apă sau ceva. Oare dacă-i trag luna asta picând tufă? 47, someone's on to you. Da, dar ăla o să fie vizibil acolo. Fix pe helipad! Oh no! E fix pe fucking helipad, man! Și va trebui să fiu atent. Nu merge cu aia. Well, poate nu-l vede. Oh fuck, nu ne-a apărut ăla. 47, they're beginning to suspect something. Doris Lee confirmed killed. Ah, whatever. Dude, n-aș fac că l-a văzut ăla repede, bro. Aia a fost stupidă situația. Ok. Yo, what the? Ok. Am încercat să-l cocoșez pe ăla, dar n-a mers. Ok, pe ăla-l putem... Nu, ăla o să pice altfel. Nu mă ajută.
Ok, hai să examinăm situația. Deci l-avem pe Bobiță sus aici. Putem să facem să-i pice speaker-ul în cap. That is Guillaume Maison, the Kingfisher. Former Interpol agent and the owner of the mansion. Confirmed kill on Maison 47. Nice. Nimeni nu știe că e acolo. Atât. 47, the situation is about to get out of hand. Fuck. 47, an alarm went off. They're evacuating. Firar, aia era așa de faină cum i-am prins pe aia doi deodată. Jesus. Ok. Ok, 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 ok. Mamă, sunt that trei de fapt. Guillaume Maison, the Kingfisher, former Interpol agent and okay, the aia doi se pupă acolo. A, aia de pe casă, aia de pe casă pot fi neutralizați fără vreo problemă, mă gândesc. Gen... Oh. Yeah, adică nu cred că-ți duce nimeni pe casă să-l vadă pe ăla. Atâta timp cât nu pică într-un loc super nașpa, zic că suntem ok. Ia, ăla-i bine. Ok. Ia. Nice. Ok, pe ăla nu o să-l vadă nimeni. Ăla poate să stea acolo liniștit. Nu știu dacă vin amândoi aici. I did not see that coming, 47. Well done. 47, the situation is about to become critical. Maison is confirmed killed. Well done, 47. Nu cred că trebuie să ne panicăm, ok? Chiar nu cred că are rost să ne panicăm aici, boys. Ok, ăla trebuie să-l prindem într-o poziție nu foarte ok. Fuck, avem destul timp, cred, da. Ăla trebuie să-l facem să pice undeva mai... Fuck, ăla nu-i foarte hidden. Yeah, nu-i foarte ascuns. Ăsta nici nu poate să fie ascuns, nici ăla. Bine, ideea e că nu știu cine trece pe acolo. Mare parte ar trebui să fim safe pe aspectul ăsta. Uite, pe tine. Fuck. Bine că te-ai mișcat, bro. Ok, tu. Get the fuck out. Bro, nu intră în apă ăla. Deci nu te cred, ăla n-a vrut să intre cu totul în apă. Ok, ăla e în tufe aici, deci poate să stea lejer în tufe. Nu cred că îl vede nimeni în tufele alea de acolo. Ăștia la grămadă, nu știu cum o să fie rezolvați. Chiar nu știu. Oh shit, o să-l vadă. Sau? That is Doris Lee, aka the Goldfinch. Former Hollywood stunt woman of Cheyenne descent. Stai așa. 47, they're about to raise the alarm. Doris Lee is down. Well done, 47. Shush. 47, someone's on to you. No. Nice. Very clever, 47. They will not discover the body there. You're about to be spotted. 47, the situation is about to get out of hand. Okay, fast. 47, code red. Everyone is evacuating. Holy shit! 47, you need to stop Lang. He's trying to reach an exit. Good work, 47. Nice. Dude. Speedrun, my boy. Damn, uite câte chestii puteam folosi. Nu am folosit absolut nimic din toate astea. Trebuie să urmărez niște misiuni de-astea. E fine, ok, hai să facem și pe ultima. Dacă toți suntem aici, măcar să facem și pe ultima. Să vedem care-i treaba. Noi mergem ca ultimii idioți. Full binoclu doar pe ținte. În loc să ne ducem pe, să ne ducem mai prin zonă. Yo, ăsta e cred că din 2. Asta e din 2 misiune.
mai cu asta? O, ce căbăză. Ah, e muzică de aia de meditație, cea porcărie. Jesus, cum s-o zic. What the fuck, bro? Oh, shit. Bă, da, sunt foarte faine misiunile astea, pentru că trebuie să te gândești când e momentul potrivit să tragi în cineva. The pen and the sword, nice, man. Așa cum am zis, data viitoare o să încercăm și contracte, să vedem ce reușim să facem pe contractele alea. Ia, uite la băiatul mare. Former Kandan Yang national poet has been kidnapped from his suburban home. Oh shit, l-au găsit, boys. Ladon defected to the US during a meeting at the United Nations some years ago and has been living under witness protection ever since. Your targets are Jin Nu, Lom Kwai and Ri Thak. Mamă, cum arată ăștia? Three members of Sun Po's military elite known as the Heavenly Guard. The three are in Singapore to secure Mr. and Mrs. Ladong, who've been smuggled from the US in a shipping container. The Ladongs are expected to be transported back to Kandan Yang for a public execution to celebrate the birthday of the country's dictator, Sun Po. The targets are preparing to transfer Ladong and his wife to an awaiting cargo ship. The three are under orders not to allow Han Ladong to escape again, so keep this one quiet, 47. Okay. Should the alarm be raised, we expect one or more of the targets to try to eliminate the hostages. They must survive the mission to be a success. Good luck. Why, Leo? All bodyguard și țintele și mai trebuie să ai și să ai și grijă. Ok, asta o să fie hard, boys. Da, dar asta ar avut mai multă poveste, știi, față de restul. Ok. Ok, asta o să fie greuț. Ideea că aici clar trebuie să analizăm. Dar îmi place că ai de fiecare dată câte un nou sniper. Deci nu e aceeași chestie. Mamă, dar harta asta arată mult bine. Ok, azi dăm noi țintele. Ce sunt cei doi pe care trebuie să-i menținem în viață. Ok, asta are sens. Cineva aproape de apă care poate să-și ia mare țușpic, da. Avem. You need as many bodyguards as possible. Bă, e ușor de zis. Ți-e mai greu de executat. Very clever, 47. They will not discover the body there. Huh. Mamă, aia acolo era într-o poziție destul de interesantă. Yo, uite-l și pe ăsta aici și-a sus, neamule. Fără mișto. Mă, dar de ce te să vezi tu tot? Nu te mai uita, urâtule. Out of sight, out of mind. Uite și pe ăsta. Da, uite-l repede, mă. Cred că trebuie să tragi mai întâi într-o chestie, să-l distragi atenția și apoi nu mai stresul cu ei. Aia e toată faza cu băieții. Ok, l-a picat înăuntru. Vezi, zici mie că nimeni nu-l vede acolo. Ok, acolo sunt trei, mamă. Face ceva dacă tragi motorul ăsta? Yo, ce e aici? What the fuck e aia? Nu tras în alea, am crezut că se întâmplă ceva. That is Captain Lom Kwai, poate să pice undeva. And his nickname after taking a bullet for the heavenly leader. Fuck, ăla n-a picat. Looks like Colonel Nu and Captain Thak are having a meeting of some sort, 47. Iar pe ăsta că îl împușc, nu pică nicăieri decent. Aia e problema mea aici. Ăla poate să stea aici lejer. Nu, nu-l știe nimeni pe ăla de acolo. Mai știu unde mai sunt. Oh, stai să te în comunicare la băieți. Taking out their communications. What are you thinking, 47? Trust me. Nici eu nu știu ce mă gândesc. Ce face asta oare? Oh shit, stai așa. Uite pe care l-au găsit. Nu mai găsești, bă, nimica. Well done, 47.
I'm tracking 10 remaining targets. Păi și ce, o să stea safe acolo închis? What do you mean? Aoleu, asta o să ducă. Sorry, dude, dar da. Clever use of the environment, 47. Dude, trebuie să fie ceva în ăstea, nu? Vreo bombă sau ceva. Oh, de acolo e ceva. 47, I'm seeing movement. Spider Lily is escorting the hostages towards the ship. Mamă, trebuie să avem grijă. Shit. Bro, îmi pare rău. Dar... acum te... Wait, ce corp ai văzut tu, mă? Eu cred că o să ajunge să eliminăm pe toți fără mișto. Oh, aleu. Fără mișto, cred că o să ajunge să eliminăm pe toți, că altfel nu văd. Ah, cred că putem folosi asta, boys. Să trimitem un capăt de tot. Hmm. What are you up to, 47? Trust me, dacă aș ști, ți-aș zice, dar nu știu. De-aia că aia poate pică pe cineva. Aici e cine... Du, trebuie să explorez astea. Dacă dai drum la butoiul ăla e cam pa. Aia e partea nașpa. Să avem mare, mare grijă și cu butoiul ăla, că mică îi rupă băieții aia doi și... Chiar rupă aia doi e cam... 47. The hostages are being transported to the ship. You need to act now. Zici? All right, 47. I'm counting 7 remaining targets. That. Touch. Great work, 47. Okay, mai avem câțiva. You're down to just 3 remaining targets. O să-i vadă ăla de acolo. Okay. Speedrun. Excellent work as always, 47. I'm only seeing one. The Heavenly nice. Guard has been taken care of. Whew. I'll get an extraction team to secure the Excellent work, 47. Du, civil e cea mai nașpa chestie în modul ăsta, pentru că trebuie să stai cu după ei să-i gâdi la toate alea și să le distragi atenția mereu. E destul de greu modul ăsta, n-am ce să comentez aici. E destul de greu. E fun, dar e destul de greu. Mi-aș fi dorit mai multe misiuni de genul ăsta, fără mișto. Dar mai bun, ca start-up pentru acest video din Hitman 3. Am vrut doar să explorăm puțin și modul ăsta de joc, să vedem care treabă cu el. Iar data viitoare să cercăm contractele, să vedem că acolo e treaba aia de Hitman normală, pe care probabil o știți din celelalte clipuri cu care sunteți și mai degrabă zis obișnuiți. Ca start-up mai bun, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!